Atunci când fiul risipitor s-a întors acasă, tatăl a făcut pentru el un gest care ar fi putut să fie interpretat greșit de alții. I-a dat un inel, spune. Inelul acesta reprezenta faptul că el este fiul tatălui. Și apoi i-a dat și o haină, o haină nouă care să-l diferențieze de robii care erau în casă. Și asta face Dumnezeu cu toți cei care vin la El. Le dă un inel, le dă un nume nou, le dă o haină nouă, le dă o viață nouă, eliberare de sub păcat, de sub viciile de care nu puteau să scape înainte. Dumnezeu îi eliberează, trebuie să fie rău. Dar ceea ce noi trebuie să facem este să răspundem la chemarea lui Dumnezeu, să venim la El, ca Dumnezeu să poată să lucreze eliberarea, iertarea și eliberarea în viețile noastre. Cântarea spune, vreau să-ți spun de El, de iubirea Lui, vreau să-ți spun cum pentru tine a murit.